Sub motoul Da, împreună putem trece peste criza globală, o delegație formată din 5 elevi ai Colegiului Național Ion Maiorescu a reprezentat cu succes județul nostru la un forum organizat săptămâna trecută de Parlamentul European al Tinerilor. Evenimentul a avut loc pe litoralul bulgăresc și cel românesc. Acțiunea sprijinită de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune a adunat peste 150 de adolescenți cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani din Grecia, Germania, Bulgaria și Turcia. Munca în echipă și dezvoltarea unor idei abordate din diferite teme de interes național și internațional au fost principalele preocupări ale tinerilor, care au petrecut câte 5 zile la Constanța și 5 zile la Albena. În fiecare destinație gazdă au fost organizate diferite acțiuni, printre care și una de simulare a unui târg de ocupare a forței de muncă, la care au fost invitați și reprezentanți ai Parlamentului European. Oamenii devin mai sociali după asemenea experiențe și își fac prieteni din toată țara și după ultimul forum am cunoscut atât de mulți oameni din toată Europa, din Spania, din diverse țări și e foarte plăcut pentru că cunoști noi mentalități și îți dai seama că nu se rezumă totul la ce e la noi. Nu numai că ne-am ocupat de diverse probleme de politică, dar ne-am distrat și pe plajă, am fost și la petreceri, că de fapt cu asta se ocupă UIPU, să promoveze învățământul în disecții. A fost o experiență nemai întâlnită. Am fost 5 zile în Albena, în Bulgaria, și 5 zile în România, la Eforie Nord. Am cunoscut o grămadă de oameni noi, mi-am făcut foarte mulți prieteni, mai ales din Spania și Polonia. A fost distractiv, am cunoscut alți oameni, am văzut alte mentalități, am schimbat experiențe cu oameni din alte țări, dar totuși am avut foarte multe de învățat pe lângă toate distracțiile astea la care am participat și am învățat să faci întrebări de oameni mari, precum Parlamentul European. Nu aș aspira pentru o carieră de politician, dar totuși sunt lucruri folositoare care ne învață pentru mai departe în viață. E grea munca de parlamentar? Sau? Da, e destul de grea, e destul de plictisitoare, câteodată înțelegem și pe domnii care mai adorm în Parlament. Totuși, ei au țara în mână și trebuie să ia niște decizii foarte grele. Forumurile organizate de Parlamentul European al Tinerilor se desfășoară exclusiv în limba engleză și franceză. Fiecare reprezentant al statului partener își promovează țara prin tradiție, obiceiurile folclorice și tradițiile culinare specifice.